Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru timpul care a mai rămas, frați și surori, stimați prieteni, dragi oaspeți, ne vom concentra la Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această seară și ne vom aduce aminte că suntem la ciclul de lecții numit Cum este Biserica lui Dumnezeu. Și în această seară am ajuns la lecția numărul 7, numită Botezul cu Duhul Sfânt. Suntem la cea de-a patra întâlnire care vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Și în seara aceasta probabil că este penultima întâlnire în care vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt, dar nu penultima din ciclul de lecții numită Cum este Biserica lui Dumnezeu. Am vorbit până acum despre concepții greșite despre biserică. Am vorbit de asemenea despre faptul că Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt astăzi pe pământ. Și prima lucrare a Duhului Sfânt este în interiorul omului. Și lucrarea din interiorul omului este pocăința. Pocăința este invitația lui Dumnezeu și este reacția noastră. Apoi nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt în interiorul omului. Și sfințirea care este atribuită ca o îndreptățire în numele lui Iisus Hristos. Și am ajuns la cea de-a patra lucrare numită botezul cu Duhul Sfânt. Botez cu Duhul Sfânt care face în egală măsură parte din lucrarea interioară, dar și din lucrarea exterioară, fiind elementul de tranziție care leagă cele două lucrări. Și am vorbit în subiectul botezul cu Duhul Sfânt despre multe lucruri în seara aceasta. Am ajuns la modalități de botez cu Duhul Sfânt prezentate în Faptele Apostolilor. Observăm că promisiunea Domnului Iisus din Fapte, capitolul 1, se împlinește în capitolul 2. Și de asemenea, promisiunea lui Ioel din capitolul 2, versetele 28 și 29, repetată și explicată cu aplicație practică de Apostolul Petru în predica din Ierusalim cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt, are 5 dimensiuni. Și prima dimensiune este dimensiunea escatologică. În Fapte 2 cu 17, prima parte, Biblia spune: în zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă. Eschatos, în limba greacă, înseamnă sfârșit. Eschatologie înseamnă partea de teologie, partea de Biblie care se ocupă cu vremurile sfârșitului. Și atunci când Ioel vorbește, el spune: în zilele din urmă, în vremea escatosului, în vremea escatosului, în vremea sfârșitului. Prima dimensiune a promisiunii Duhului Sfânt este promisiunea escatologică. Când vom vedea că începe să se manifeste botezul cu Duhul Sfânt, să știm că sunt vremurile din urmă. A doua dimensiune este dimensiunea împuternicirii. De ce? Pentru că Biblia spune: voi turna din Duhul meu în voi. Și această turnare de Duh Sfânt în voi vă împuternicește. Același verset 17, partea B. A treia dimensiune este o dimensiune universală, pentru că versetul continuă din profeția lui Ioel și spune: peste orice făptură. Nu va fi doar pentru peste o clasă de oameni elevați, culți sau bogați, ci va fi universal, peste toți oamenii. De aceea nu fi trist dacă societatea te respinge că n-ai suficienți bani, că n-ai cetățenie, că nu mai ești tânăr și puternic, poate ești bolnav, poate ești singur, poate n-ai pe nimeni aici în America și când vine noaptea plângi și spui: Doamne, de ce alții sunt așa de binecuvântați, iar eu sunt un însingurat în care lovește viața? Ascultă-mă, Dumnezeu te iubește. Există o dimensiune universală a botezului cu Duhul Sfânt, peste toți. A patra dimensiune este dimensiunea harismatică sau profetică. Versetul 17, partea D. Feciorii și fetele voastre vor proroci.
tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Când? Când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ultima dimensiune este dimensiunea supranaturală. Ultima parte a versetului 19. Voi face să se arate semne în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Când? Când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Așa după cum vom observa din studiul celor 5 experiențe de botez cu Duhul Sfânt prezentate în Faptele Apostolilor și de asemenea a celor 3 reumpleri, una la un grup, două la două persoane fizice, botezul cu Duhul Sfânt, și acum vă rog fiți atenți, nu este legat de anumite ritualuri omenești, nu este legate de timp, nu este legate de împrejurări, nu este legat de circumstanțe. Pentru că Duhul Sfânt este singurul care alege modalitatea prin care umple un credincios care cere cu speranță. Și acum aș vrea să privim în Biblie și să înțelegem că sunt doar 5 evenimente în Biblie, toate prezentate în Faptele Apostolilor, care ne vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Nu știm despre alte evenimente decât despre acestea 5. Pentru că în toată Biblia, doar acestea 5 sunt prezentate. Așa că le vom lua pe rând în această seară. Și vom observa cum s-a întâmplat atunci. Noi știm că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să ne învețe pe noi. De aceea vom privi în Scriptură și Duhul Sfânt ne va lumina să fim învățați. Observați că primul eveniment de botez cu Duhul Sfânt se întâmplă în Ierusalim, în Fapte, în capitolul 2, versetele de la 1 la 21. Al doilea botez cu Duhul Sfânt se întâmplă în Samaria, capitolul 8, din Fapte, versetele de la 14 la 25. A treia experiență de botez cu Duhul Sfânt se întâmplă în Damasc, în Fapte 9, 10 la 22. Penultima, respectiv cea de-a patra, se întâmplă în Cezarea, capitolul 10, versetele de la 44 la 48. Și ultima experiență pe care ne-o prezintă Biblia se întâmplă în Efes, capitolul 19, versetele de la 1 la 6. Aș vrea acum să privim la un tabel în care să observăm locul în care s-a întâmplat, referința din Biblie, modalitatea în care s-a procedat la umplerea, la botezul cu Duhul Sfânt și semnele exterioare care au însoțit, care au manifestat, care au confirmat botezul cu Duhul Sfânt. Haideți să le luăm pe rând, frați și surori. Vă rog să aveți Biblia deschisă și să priviți în ea, să vedeți cu ochii dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Știu că aveți mai multă încredere în ochii dumneavoastră decât în ochii mei. Aveți mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu decât în cuvântul meu. De aceea procedați la ceea ce este de mai mare încredere. Primul loc este Ierusalimul. Referința din Biblie unde se vorbește despre asta este Fapte 2, versetele de la 1 la 21. Haideți să observăm care a fost modalitatea de botez cu Duhul Sfânt. Pentru că observăm că astăzi, de cele mai multe ori se practică doar stăruința, devoțiunea. Devoțiune înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu într-o stare de rugăciune, de închinare și să insiști: Doamne, nu mă lăsa. Doamne, știu că nu merit, dar fie-ți milă de mine. Doamne, nu face după păcatele mele, fă după dragostea ta. Doamne, ascultă-mă, te rog, te-am rugat și ieri, te rog și astăzi. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, știu că nu merit, dar fie-ți milă de mine. Știu că ești un tată bun și tu iubești copiii tăi. Doamne, ai milă și de mine și umple-mă cu Duhul Sfânt. Aceasta se numește devoțiune, insistență, stăruință. Haideți să privim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în Ierusalim, la primul eveniment de botez și să observăm cum a botezat Duhul Sfânt atunci, pentru ca să știm și noi cum să procedăm astăzi. Frați și surori, la primul eveniment de botez cu Duhul Sfânt din Fapte, capitolul 2, petrecut în Ierusalim, modalitatea de botez este o modalitate devoțională. De ce? Pentru că în momentul în care Duhul Sfânt a venit peste ei, Biblia ne spune
că erau toți împreună în același loc. Biblia nu ne spune că se ruga, dar noi bănuim că se ruga. Foarte probabil că ei se rugau. Știm că apostolii când se întâlneau, studiau Biblia, se rugau, aveau părtășie și frângeau pâinea. Știm asta din capitolul 2, versetul 44. Ei în timpul acela aveau devoțiune, se rugau, insistau. Și Duhul Sfânt a venit în timpul devoțiunii lor, în timpul stăruinței lor. Iată dar că prima modalitate de botez cu Duhul Sfânt este o modalitate devoțională, adică o modalitate de stăruință, de rugăciune insistentă. Într-o paranteză, stăruința în rugăciune nu este numai pentru botezul cu Duhul Sfânt. Stăruința în rugăciune este pentru orice lucru care îl cer lui Dumnezeu insistent și stăruitor. O vindecare, mântuirea cuiva drag, pacea din biserică, har peste păstorul bisericii sau predicatori, toate acestea le facem stăruitor, insistent. Haideți să observăm care sunt semnele exterioare care au însoțit, au confirmat botezul cu Duhul Sfânt în Ierusalim în Fapte 2, când modalitatea a fost devoțională. Observați că s-au întâmplat trei lucruri. Primul dintre ele, niște limbi ca de foc, n-a fost foc. Erau doar niște limbi de culoare roșie care semăna cu o flacără de foc. Doi, a existat un vâjâit puternic, un sunet asurzitor, ca și cum este un vânt. Vâf! Ca și zgomotul motoarelor unui avion. A fost un zgomot puternic, un sunet, n-a fost vânt. A fost doar ca un vânt. E o comparație acolo. Și al treilea semn exterior este faptul că acești oameni au vorbit în limbi străine, în alte limbi. Aceasta este expresia din Fapte 2, în alte limbi. Haideți să ne mutăm la cel de-al doilea eveniment de botez cu Duhul Sfânt. Samaria. Repet, Fapte 8, 14 la 25. Mai precis, versetul 17. Priviți în Scriptura dumneavoastră. Care este modalitatea de botez aici? Devoțional, ca în Fapte 2? Aștept un răspuns de la dumneavoastră. Nu. Mulțumesc. Nu. Ăsta e răspunsul. Nu. Nu-i mai găsim pe oamenii aceștia rugându-se, fiind împreună la un loc, într-un moment de devoțiune și stăruință. Nu! Dar ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Apostolii care aud că la predica lui Filip Evanghelistul, o parte dintre locuitorii Samariei au crezut și au fost botezați în apă, trimit pe Petru și pe Ioan acolo. Și Petru și Ioan se duc acolo și fac cercetări să vadă unde au ajuns ei în procesul vieții spirituale. Ați crezut? Da. Ați fost botezați în apă? Da. Ce urmează? Urmează să fiți plini cu Duhul Sfânt. Și nu-i pune să se roage? Nu-i pune să stăruiască? Nu, nu, nu! Apostolii se roagă pentru ei și își pune mâinile peste ei. Și cu o autoritate dumnezeiască, în momentul punerii mâinilor, Duhul Sfânt îi umple și îi botează. De aceea, modalitatea de botez aici, eu o numesc ordinațional, de la ordinare. Nu în sensul că apostolii i-au ordinat, nu. Apostolii nu i-au ordinat și și-au pus mâinile peste ei, dar termenul folosesc eu ca o terminologie tehnică. Modalitatea este ordinațională, adică exprimă punerea mâinilor. Iată dar că a doua modalitate prin care cineva poate fi botezat cu Duhul Sfânt este atunci când un bărbat folosit de Dumnezeu, care el însuși este plin de puterea Duhului Sfânt și botezat cu Duhul Sfânt, își pune mâinile peste credinciosul care se roagă sau care nu se roagă în timpul acela și dintr-o dată Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și l-umple. Aceasta este a doua modalitate. Întreb eu, de ce este astăzi mai des, mai rar întâlnită? Știți de ce? Pentru că sunt apostolii mai rari. Simplu. Pentru că sunt întinzătorii de mâini mai rari și mai fără vlagă și mai fără spiritualitate. Și mai fără putere. De aceea. Haideți să observăm care sunt semnele exterioare. Citim versetul 18 și vedem care sunt semnele exterioare. Frați și surori, cuvântul Domnului spune:
De la 17. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Și Biblia nu spune că s-a vorbit în limbi, Biblia nu spune că s-a prorocit, Biblia nu mai spune despre alte semne exterioare, Biblia nu spune nimic. Nimic. Trebuie să acceptăm, frați și surori, că Biblia nu spune nimic. Și orice predicator care se teme de Domnul nu îndrăznește și nu-și permite să spună ce nu spune Biblia. Mai sunt predicatori care vin și spiritualizează și spun ce nu spune Biblia. Însă oamenii care se tem de Domnul și au chemarea să predice Evanghelia nu-și permit niciodată să spună mai mult decât spune Biblia. Pentru că noi nu suntem chemați să completăm Biblia cu explicațiile noastre, ci suntem chemați doar să spunem ce scrie în Biblie. Biblia nu spune ce s-a întâmplat, însă s-a întâmplat ceva. De unde știu eu că s-a întâmplat ceva? Priviți versetul 18. Când a văzut Simon, Simon era un fost vrăjitor și el convertit proaspăt la creștinism. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor, ce a văzut Simon? Probabil a văzut vorbirea în limbi, nu știm. Probabil a văzut o prorocie, nu știm. Probabil a văzut o altă manifestare a Duhului Sfânt, care confirmă ca și semn umplerea, botezul. Dar noi nu știm ce. De aceea nu îndrăznim să spunem ce. Spunem numai că Simon a văzut ceva. Și ne oprim pentru că atât spune Biblia. Din respect pentru Biblie, nu spunem mai mult decât ce spune ea. Ne mutăm însă la al treilea eveniment. Pentru ca orizontul nostru să se lărgească și teologia noastră despre botezul cu Duhul Sfânt să nu fie luată doar dintr-un capitol al Bibliei, ci din toată Biblia. Al treilea eveniment este Damascul. Fapte 9. Aici este vorba despre Apostolul Pavel. Mergând spre Damasc cu o misiune specială să anihileze creștinismul, Domnul îl întâlnește și el are loc convertirea lui Pavel. Rămâne orb datorită unei lumini puternice pe care o vede și dus de mână de oamenii care îl însoțeau ca și ostași puternici care vor ajuta la prinderea noilor creștini, el este dus în Damasc. În același timp Dumnezeu vorbește unui ucenic simplu pe nume Anania și îi spune: Anania, te duci în cutare loc, acolo îl vei găsi pe Saul care vine din Tars, tu să spui mâinile peste el și să-i spui așa: frate Saule, m-a trimis Dumnezeu ca să mă rog și să-mi pun mâinile peste tine. Și în timpul acesta tu să te vindeci și să te umpli de Duhul Sfânt. Care este modalitatea de botez aici? Din nou cu punerea mâinilor. Cum am zis că o numim terminologia tehnică? Ordinațional. Anania, care n-a fost apostol, Biblia ne spune că era un ucenic și nimic mai mult despre el, vine și își pune mâna peste Pavel. Și cuvântul Domnului ne vorbește despre aceasta în versetul 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și acum fiți atenți! Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a recăpătat vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Aici e vorba despre botezul în apă. Ce îi spune Anania? Îmi pun mâinile peste tine și se vor întâmpla două lucruri. Unu, nu pentru că eu îmi pun mâinile, ci pentru că Dumnezeu este aici. În primul rând te vei vindeca și în al doilea rând te vei umple cu Duhul Sfânt. Biblia vorbește despre faptul că s-a vindecat, dar nu spune nimic că a fost botezat cu Duhul Sfânt. De aceea ajungem la semne exterioare. Care a fost semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt la Pavel? Vindecarea. Dincolo de asta a mai fost ceva? Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 18, frați și surori. 'Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți,' spunea același Pavel peste mulți ani mai târziu. Biblia nu spune în Fapte 9 că a fost botezat cu Duhul Sfânt și ca semn exterior a început să vorbească în limbi. Nu! Dar mai târziu Pavel spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Frați și surori, permiteți să fac o paranteză și să spun următorul lucru. Predicatorii penticostali
sunt tentați pentru a accentua importanța botezului cu Duhul Sfânt, care este neglijat în mare măsură, să spună mai mult decât spune Biblia despre botezul cu Duhul Sfânt. Dar aceasta nu-i cinstit și nu-i onest, pentru că Dumnezeu nu are nevoie să mai înflorim noi Scriptura pentru ca să devină convingătoare. Ea este suficientă așa cum este. De aceea vă spun în această seară ce spune Biblia. Biblia nu spune că în Samaria s-a vorbit în limbi, dar spune că Simon a văzut ceva și foarte probabil că a văzut vorbirea în limbi. Biblia nu spune că Pavel a vorbit în limbi, dar mai târziu el spune despre el însuși. Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Ajungem la evenimentul numărul 4, Cezarea. Fapte 10, 44 la 48. Versetul principal, 44. Aici găsim o a treia modalitate de botez. Citim cuvântul Domnului. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Se rugau ei? Nu. A venit Petru și și-a pus mâinile peste ei? Nu. A fost devoțional, stăruiau? Nu. A fost ordinațional cu punerea mâinilor? Nu. Dar cum a fost? Uitați cum a fost. Petru a fost chemat de Corneliu și confirmat de un înger al Domnului să se ducă în Cezarea și să predice. Și ofițerul roman și-a adunat tot oicosul lui. Oicos înseamnă în limba greacă toate rudele îndepărtate și apropiate. Și a strâns pe toți în casa lui de ofițer mare, în living room. Și toți au stat jos și au spus: Petru, Duhul Sfânt mi-a spus să te chem și ți-a spus și ție, acum că ai venit, spune-ne ce ți-a spus Duhul Sfânt să ne spui. Și Petru începe să predice. Și Petru predică și ei ascultau. Și Petru predică și ei ascultau. Și în timp ce ei ascultau și în timp ce Petru predica, dintr-o dată Duhul Sfânt vine peste ascultători și are loc botezul cu Duhul Sfânt. Nu se rugau, nu și-a pus nimeni mâinile peste ei, ci ascultau predica. Iată dar cât este de diversă modalitatea de botez cu Duhul Sfânt. Frați și surori, nu e numai cum mi s-a întâmplat mie. Eu nu-mi pot permite să fac din experiența mea principiu biblic. Pentru că experiența mea e experiența unuia dintre milioanele de oameni. Duhul Sfânt are dreptul să hotărască cum te botează pe tine, cum te botează pe tine, cum te botează pe tine și pe tine. Dar trebuie neapărat să te boteze. Însă nu-i spui tu și eu cum să te boteze. Îi spui doar: botează-mă, Duhule Sfânt, adică umple-mă de divinitatea ta. Atât. Și de restul, el își alege metoda, pentru că el este stăpânul. A treia modalitate, frați și surori, se numește, din nou o terminologie tehnică, circumstanțială, care vine de la circumstanță. Adică, într-o circumstanță de ascultare a Bibliei, au fost botezați. N-a fost devoțional, stăruiau, n-a fost ordinațional prin punerea mâinilor, a fost circumstanțial, adică într-o anumită circumstanță, într-o anumită împrejurare în care Petru predica, Duhul Sfânt i-a botezat. Iată dar trei modalități în Biblie. Acestea sunt singurele trei prezentate de Biblie, dar nu sunt singurele trei în realitatea umană. Nu, dar sunt singurele trei prezentate de Biblie. Asta ne ajută să înțelegem că există o diversitate de modalități și este necinstit și este o dovadă de lipsă de respect și de necunoaștere și nesupunere să-i poruncim noi lui Dumnezeu cum, în ce fel să ne boteze El pe noi. Frați și surori, vorbim acum despre Cezarea, care au fost semnele exterioare. Priviți versetul 46. Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Două semne. Vorbeau în limbi și măreau pe Dumnezeu. Ce înseamnă măreau pe Dumnezeu? Se închinau. Eu mă uit la dumneavoastră când cântăm la începutul programului, ceea ce se numește închinare, și văd pe mulți că nu cântă. Mă rog atunci în Duhul meu: Doamne, ai milă de oamenii aceștia. Dacă nu ai puterea nici să-i cânți lui Dumnezeu, atunci te întreb, Duhul Sfânt care este în interior, chiar nu te îndeamnă să-L mărești pe Domnul? Vei aduce tot felul de argumente, sunt cântări noi, sunt cântări vechi, sunt cântări din România, sunt cântări din America. Lăsați o baltă, frați și surori. Sunt cântări pentru onoarea lui Dumnezeu.
Numai oamenii spun cântări noi sau vechi. Dar dacă o cântare îl mărește pe Iisus, moftul meu, că e veche sau nouă, arată mediocritatea spirituală în care trăiesc. O mediocritate cumplită. Un formalism teribil. Un legalism ieșit din comun. Hotărăști dumneata cum să laude biserica pe Dumnezeu? Dumnezeu este mărit de oameni. Și oamenii trebuie să-L mărească pe Domnul. Orice cântare care îl proslăvește pe Iisus este o cântare pe care sfinții trebuie să o cânte. Frații mei, nu spuneți eu nu știu cântarea, învățați-o! Că nici pe cele care le știți acum nu v-ați născut știindu-le. Hai să fim cinstiți! Când ne-am născut am știut cântarea 500 nici de cum niciodată? Nu! Dar am învățat-o! Păi dacă atunci am fost pregătiți să învățăm cântări, că a fost nouă cântarea asta când am învățat-o, nu? Nu-i cinstit să mai învăț și astăzi alta nouă? Să mărim repertoriu și să existe diversitate? Ba da, frați și surori, haideți să fim oameni mari, că de fapt suntem. Să avem un orizont larg, să avem maturitate și să înțelegem că aici sunt bătrâni și tineri, femei și bărbați, oameni cu cultură sau fără. Haideți să facem asta. Pentru că doar asta va arăta că suntem oameni maturi. Dacă ne vom comporta ca și cum eu sunt singur aici și vreau să se facă după placul meu, eu în felul ăsta disprețuiesc 1000 de oameni care în seara aceasta sunt prezenți aici. Muzica este diversă. Dacă ea îl mărește pe Domnul, este în bine. Dacă ea nu îl mărește pe Domnul, afară! Nu mai vorbim acum despre care muzică îl mărește pe Domnul. Pentru că noi știm. Ne mutăm la ultimul eveniment de botez cu Duhul Sfânt, care este în Fapte 19, în orașul Efes. Versetele de la 1 la 6, versetul principal, versetul 6. Care este modalitatea de botez aici? Vă rog. Ordinațional. Din nou punerea mâinilor. Prin autoritate apostolică. Din nou ordinațional. Cu alte cuvinte, din cele 5 evenimente de botez cu Duhul Sfânt, 3 sunt ordinaționale, unul e devoțional și unul circumstanțial. Haideți să privim care sunt semnele exterioare, care confirmă. Observați că întotdeauna sunt semne care confirmă. Asta este foarte important. Întotdeauna sunt semne care confirmă. În Ierusalim e vorbirea în limbi, vâjit ca vântul, limbi ca de foc. În Samaria nu ni se spune ce, dar Simon vede ceva. E, aia a fost semnul, dar nu știm ce. Luca nu ne-a spus. Luca e scriitorul cărții Faptele Apostolilor. În Damasc e vindecare. Mai târziu Pavel spune, eu vorbesc în limbi. În Cezarea e vorbirea în limbi și închinarea. În Efes, priviți versetul 6, îl citesc acum. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în limbi și proroceau. Observa semnul exterior, e vorbirea în limbi și prorocia. Unii dintre noi am fi în stare să ștergem asta de aici, alții dintre noi am fi în stare să o adăugăm și în Samaria și în Damasc. Dar Biblia a lăsat în Samaria și în Damasc așa și în Efes așa. Frați și surori, să ne adăugăm și să nu ștergem, că nu-i facem niciun avantaj lui Dumnezeu. Cine adaugă și șterge, știți bine ce adaugă și șterge. Și acum, scumpii mei, haideți să o luăm puțin pe rând și să lărgim înțelegerea noastră despre ce s-a întâmplat acolo. Să ne întoarcem la Ierusalim. Am făcut doar o trecere rapidă în revistă. 5 evenimente. Ierusalim, Samaria, Damasc, Cezarea și Efes. Doar 5 în toată Biblia. Dar sunt suficiente ca să înțelegem cum, ce și în ce fel se întâmplă botezul cu Duhul Sfânt. Și acum mergem în Ierusalim. Din nou, Fapte 2, versetele de la 1 la 21. Frați și surori, semnele exterioare care s-au petrecut acolo, vâjuitul ca de vânt și limbile ca de foc și vorbirea în limbi, au avut un scop. Dumnezeu nu face lucruri fără scop. Nici nu vrea să satisfacă religiozitatea și prejudecățile cuiva. Nu.
Dumnezeu este stăpân și nu se lasă condus de cum vrem noi. Și El face cum vrea El. Așa cum eu nu mă las condus de copilul meu care vrea ba un pistol, ba un cuțit și nu îl dau pentru că nu e responsabil să-l folosească cuțitul. Dacă la un copil mare îi dai un cuțit, își pune unt pe pâine. Dar dacă la un copil mic îi dai cuțitul, s-ar putea să-și scoată un ochi. Și eu ca tată, eu știu că nu este încă în stare să-l folosească. Tot la fel Dumnezeu face când vrea, cum vrea, în funcție de suveranitatea Lui, dar întotdeauna face cum trebuie. Observați, vă rog, că semnele exterioare au două roluri. 1. Sunetul puternic a vâjuitului unui vânt și limbile ca de foc au avut rolul de mediatizare. Adică, având în vedere că în Ierusalim au fost foarte mulți oameni veniți de peste tot să se închine la marea sărbătoare, era nevoie de publicitate. Și atunci a fost un zgomot puternic. Și în versetul 6 citim. Suntem în Fapte 2, versetul 6. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat. Când s-a auzit, priviți în Scriptură, frați și surori. Când s-a auzit sunetul, mulțimea s-a adunat. De ce a dat Dumnezeu sunetul? Pentru că îl găsim doar aici. Nu, în celelalte patru evenimente de botez cu Duhul Sfânt nu mai există. Dar aici există pentru că sunetul acela a chemat mulțimea oamenilor, miile de oameni care erau atunci în Ierusalim la sărbătoare, când au auzit, dar puternic, ieși din comun, au spus, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și au fugit toți acolo. Să vedem ce se întâmplă. Sunetul i-a chemat. A fost, vă invit să veniți să vedeți minunea lui Dumnezeu. Alo, alo, vă invit să veniți să vedeți minunea lui Dumnezeu. Acesta a fost rolul sunetului, mediatizare. Când au auzit, s-au adunat. Dacă n-auzeau, nu veneau acolo. Că n-aveau ei ce să caute în odaia de sus unde se rugau apostolii. Nu-i așa? Ce oamenii care se adună la o anumită sărbătoare în Chicago vin la mine living room să văd ce fac eu? Cine îndrăznește să vină pe proprietatea mea? Dar dacă aud o minune că s-a întâmplat la mine în casă, dacă cade un avion, Doamne ferește, sau se întâmplă altceva, oamenii nu mai țin cont că e private, să duc acolo să vadă. Minunea asta ieșită din comună a adunat public. Dumnezeu avea nevoie să vorbească acestui public și a fost nevoie de o modalitate să-l adune. Când au auzit, s-au adunat. Vorbirea în limbi, însă, a avut două roluri. Unu, rolul de identificare. Adică, semnul acesta al vorbirii în limbi arată că acești oameni care vorbesc acum în limbi, Duhul Sfânt mărturisește despre ei că sunt împuterniciți de astăzi înainte de Dumnezeu. Acest rol îl are printre altele vorbirea în limbi. Te identifică dintre cei care nu vorbesc că tu care vorbești ca semn ești omul pe care îl împuternicește Dumnezeu pentru o lucrare specială. Priviți la Petru, înainte să fie împuternicit s-a ascuns, nici nu-l găsim la cruce. După ce e împuternicit, iese în pridvor, pe balcon și spune, miile de evrei care mă ascultați, l-ați omorât pe Hristos! Wow! Petru care până atunci se ascunsese să nu-l vadă și să nu-l omoare și pe el ca pe Domnul, de data asta are un curaj ieșit din comun. Și o ungere specială. De ce? Era împuternicit. Îl cunoaștem că e împuternicit. Pentru că l-auzim vorbind în limbi, iar vorbirea în limbi este semnul care îl identifică. Așa cum eu mă identific cu pașaportul. Arăt pașaportul și acolo este vârsta mea, locul nașterii, cetățenia, naționalitatea. Din punct de vedere spiritual, împuternicirea are un semn care îți dă identitate, are un pașaport care arată că s-a întâmplat cu dumneata împuternicirea și semnul este vorbirea în limbi. Am cercetat până acum în lecțiile de până în seara aceasta că în Vechiul Testament la bărbații pe care acum eu nu vi-i mai spun, dar șirul acela de oameni care întotdeauna când Dumnezeu a chemat un bărbat în Vechiul Testament să facă cu el o lucrare specială, mai întâi Biblia ne spune că a fost plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit peste Saul. Duhul Sfânt a venit peste David. Duhul Sfânt a venit peste Gedeon. Duhul Sfânt a venit peste
cei care aveau meșteșugul, abilitatea să facă tot felul de lucruri pentru templu și cort. Mai înainte ca Dumnezeu să pune pe cineva să facă un lucru special, îl umple cu Duhul Sfânt, pentru că tocmai asta îi dă capacitatea să facă lucruri speciale. Împuternicirea asta. De ce astăzi oamenii sunt așa de rari în ceea ce privește împuternicirea? Se subînțelege? Pentru mine, da. Al doilea rol al vorbirii în limbi este confirmarea. Prima a fost identificarea. Tu ești. Aha, acum știu că pe tine te-a împuternicit Dumnezeu. De ce? Văd semnul la tine. Văd eticheta. Eu nu vorbesc despre mântuire, frați și surori. Eu nu vorbesc despre mântuirea sufletului. Eu acum vorbesc despre împuternicire. Rolul de confirmare, adică semnul care arată că acești oameni despre care Duhul Sfânt mărturisește sunt împuterniciți de Dumnezeu, adică Dumnezeu confirmă pentru ei. Pentru că eu vin și spun, iubită Biserică Betania, eu sunt împuternicit de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu confirmă pentru mine. Păi, sigur că fiecare vorbește frumos despre El. Care dintre dumneavoastră povestiți falimentele? Niciunii, dar toți povestim succesul. Care dintre noi povestește faptele de rușine? Niciunul. Dar toți povestim ce am făcut bine în viață. Dar numai bine am făcut? Pe alea nu le spunem. Le spunem numai pe alea care confirmă valoarea noastră, omenia noastră, inteligența noastră, bogăția noastră. Dar nu vorbim de faptele de rușine, care arată invers. Ei bine, semnul acesta confirmă din partea lui Dumnezeu că într-adevăr identitatea pe care pretinzi că o ai e adevărată. Confirmă Dumnezeu că e adevărat. Nu numai că spui, eu sunt, spune și Dumnezeu, El este. Botezul în apă, acum o să vă rog să fiți foarte atenți. Botezul în apă este momentul unic și solemn când credinciosul, prin credință, mărturisește despre Dumnezeu. Pe când botezul cu Duhul Sfânt este momentul unic și solemn când Dumnezeu mărturisește despre credincios. Ai mărturisit despre Dumnezeu în apa botezului, da? Da. Felicitări și slavă Domnului. Dumnezeu a mărturisit despre tine prin Duhul Sfânt? Lasă întrebarea aceasta ca să ceară un răspuns. Un răspuns pe care trebuie să-l dai și dacă nu te superi, ar trebui să te grăbești, pentru că nu mai ai mult timp. De fapt, nici nu știu dacă mai ai. Dacă până acum lucrarea Duhului Sfânt în interiorul omului a avut rolul soteriologic, adică rol de mântuire, în limba greacă sotereo înseamnă mântuire, soteriologic înseamnă rol mântuitor. Adică dacă lucrarea din interior, pocăința, nașterea din nou și sfințirea, îndreptățirea are rol să mântuiască, lucrarea Duhului Sfânt în sens de botezul Duhului Sfânt este o lucrare în exterior care are rol harismatic, rol de împuternicire, adică slujire prin daruri, prin slujbe și prin lucrări. Să nu crezi că dacă te-ai mântuit, dacă te-ai convertit la creștinism, acum o să ai darul minunilor, darul credinței, darul vorbirii în limbi, darul prorociei, slujba de predicator, de păstor. Poți să vii aici la amvon și să te suport o jumătate de oră mâncându-mă pielea. Poți. Dar asta nu înseamnă și că te-a chemat Dumnezeu să vorbești la microfonul ăsta. Frați și surori, convertire e complexul de pocăință, naștere din nou și sfințire. Aceste trei se întâmplă de la Duhul Sfânt în interiorul omului pentru mântuirea lui. Dar urmează evenimentul numărul 4, botezul cu Duhul Sfânt, care este lucrarea exterioară și îl împuternicește pe omul ăsta mântuit deja să slujească. Și aduceți-vă aminte că data trecută am spus mai multe motive pentru care ne botează Domnul cu Duhul Sfânt. Convertirea,
este pocăința prin credință în numele Domnului, nașterea din nou și atribuirea sfințeniei lui Dumnezeu în numele lui Iisus. Atunci suntem mântuiți. Însă, dacă nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, nu suntem împuterniciți. Iar mântuirea devine o problemă ca să o păstrăm în fiecare zi până la sfârșit. Așa cum vom vedea puțin mai târziu și așa cum am văzut până acum. Dacă până acum Duhul Sfânt a regenerat omul păcătos prin lucrarea de pocăință, naștere din nou și sfințire, adică lucrarea din interior, de acum încolo Duhul Sfânt împuternicește pe omul mântuit în afară pentru slujire. Eu nu slujesc înăuntru, eu slujesc în afară. Cum slujesc dacă nu sunt împuternici? Ce a spus Iisus? Nu vă duce să slujiți, stați aici. Doamne, lasă-ne să ne ducem, că avem o pasiune de nu mai putem să stăm. Nu, 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 rămâneți aici. Dar de ce? Pentru ca să primiți putere, pentru că atunci când Duhul Sfânt va veni peste voi, fapte 1 cu 8, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Unde vă duceți fără putere? Ce să faceți fără putere? Nu-i suficientă școala, e bună, dar nu-i destulă. Nu-i suficientă inteligența și abilitatea. Discernământul și talentele native, adică născute, nu sunt suficiente. Așteaptă puterea și prin putere să slujești, pentru că poporul acesta are nevoie de puterea lui Dumnezeu. E boring. Păi cum să nu fie? E plicticos. Păi cum să nu fie? Sigur că este. Sigur că este. Pentru că omul nu poate să facă altceva decât să te plictisească. Frați și surori, să nu-mi spuneți că Duhul Sfânt plictisește. Că n-am să vă cred, chiar dacă îmi spuneți toți în același timp. Duhul Sfânt nu plictisește. Duhul Sfânt e minunat. Și așa de tare te atrage de nu mai pleci niciodată din prezența Lui. Nu știu dacă o să se poată vedea pe screen. Lucrarea interioară și exterioară am pus-o într-un tabel pentru ca să se facă diferența tranziției dintre lucrarea interioară și exterioară. Priviți, vă rog, un tabel aici care are pocăință, naștere din nou, sfințire și botezul cu Duhul Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt se prelungește și din a doua parte a prelungirii se lasă în jos un alt tabel, dar nu în rând cu primul. Priviți în marginea din stânga. Pocăință, naștere din nou, sfințire, botez cu Duhul Sfânt. Dar numai că botezul cu Duhul Sfânt se duce până la capăt. Liniile de la pocăință, naștere din nou și sfințire n-ar trebui duse până la capăt. Trebuie oprite imediat unde se sfârșește cuvântul nou, nașterea din nou. Dar botezul cu Duhul Sfânt se duce până la capăt. Și acum începe un nou tabel în partea dreaptă. N-ar trebui să fie liniile de la slujire, sfințenie, înzestrare, consacrare și închinare de la capăt, ci numai de la jumătate. Adică la pocăință, naștere din nou, sfințire și... Încă o dată, pocăință, naștere din nou și sfințire, tabelul e până la jumătate. De la marginea din stânga până la jumătate. Botezul cu Duhul Sfânt e de la cap la cap, pentru că face tranziția între lucrarea interioară și exterioară. Iar slujirea, sfințenia, nu sfințirea, sunt doi termeni diferiți. Înzestrarea, consacrarea și închinarea este de la jumătate în partea din dreapta. Cu alte cuvinte, arată așa. Lucrarea interioară înseamnă pocăință, naștere din nou și sfințire. Botezul este și interioară și exterioară, pentru că e trecerea de la interior la exterior. Iar exterior înseamnă slujire, sfințenie, înzestrare, consacrare și închinare. Atunci când vorbim despre persoane nebotezate cu Duhul Sfânt, și vorbim despre lucrurile din partea dreaptă, slujire, sfințenie, înzestrare, consacrare și închinare, vorbim despre oameni care au nevoie mai mult decât au la momentul acesta. Haideți să trecem de aici și să vorbim despre câte două, trei vorbe despre fiecare dintre lucrurile din tabelul din dreapta, adică lucrurile exterioare. Manifestarea exterioară a Duhului Sfânt prin om. Prima oară lucrează în mine, pentru mine, în beneficiul meu, construiește în interiorul meu mântuirea lui Dumnezeu, mă iartă de păcate, îmi schimbă mintea, îmi schimbă inima, îmi schimbă valorile vieții, îmi dă demnitate morală, mă face un om moral, integru, de caracter și apoi începe să lucreze în afară, prin mine. Și fiecăruia dintre voi i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora în afară. Și în afară începe prin slujire. Cum? Spre folosul altora. Eu slujesc spre binele altora. Slujirea lui Petru și a celorlalți apostoli.
capătă dimensiuni supranaturale după botezul cu Duhul Sfânt. Ei se expun fără frică, predicând pentru Dumnezeu, timp în care până acum se ascundea de frică. Și acum o aplicație practică. Dacă ți este frică, dacă îți lipsește îndrăzneala în numele Domnului, aceasta este soluția. Umple-te cu Duhul Sfânt. Și lui Petru i-a fost frică înainte să se umple cu Duhul Sfânt. Nici el n-a avut îndrăzneală, s-a ascuns. Pe Ioan îl găsim la cruce, dar pe Petru nu. Atunci când îl umple Duhul Sfânt, sare în balcon și vorbește la publicul adunat afară fără nici o frică, plin de îndrăzneală. Și lucrul acesta îl face de atunci încolo mereu și mereu. Știți bine că e prins de multe ori și el și Pavel. Și e prins de mai multe ori de câte ori îl prezintă Luca în fapte. Până la urmă sunt omorâți pentru asta. Dar au primit o putere supranaturală, o îndrăzneală supranaturală ca să biruiască frica. Dacă ești terorizat de frică, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, ține minte, fricoșii nu vor intra în cer. Frica este păcat. Este absența siguranței că Dumnezeu este cu tine. Atunci ai o problemă. Roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. N-o să mai ai frică. Pentru că vei fi plin de El. Atât de plin încât va curge din interiorul plin pe din afară. Vei fi scufundat. Baptizo în limba greacă e cuvântul pentru botezat. Baptizo, botezat, scufundat în apă, scufundat în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e și înăuntru și în afară. Ești umplut de Duhul Sfânt. Sfințenia, nu sfințirea. Sfințirea e lucrarea interioară. Sfințenia lui Petru și a celorlalți apostoli nu mai este acum actul declarativ de iertare a lui Dumnezeu în numele lui Iisus, adică sfințire, ci este procesul sfințeniei. Nu mai este actul de moment al sfințirii, când Dumnezeu declară și ți atribuie îndreptățirea prin credință în numele lui Iisus. Ăsta e un act de moment. Ci este procesul de o viață întreagă când eu mă sfințesc prin viața mea practică. Uitați-vă la credincioși. Divorțuri, avorturi, alcool, droguri, ceartă. Se comportă în biserică unii, de fapt în adunare, nu în biserică, mai rău decât se comportă oamenii în afară. Oamenii ăștia ne fac de rușine. Goi de duhul, plin de fire, plin de ambiții, plin de orgolii. Se luptă firește cu pumnul, cu vorba, cu cearta. Mă, oamenii lui Dumnezeu, aici nu merge așa. Suntem în împărăția lui Dumnezeu. Aici Duhul Sfânt îți dă răbdare, îți dă bunătate, îți dă dragoste, îți dă milă. Îți dă înfrânarea poftelor, adică te oprești când îți vine să. Pentru că nu te mai domină nervii, te domină Dumnezeu. Ne e ușor să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și să ni-l atribuim ca pe o experiență de acum de 20 de ani. Însă ne e frică să ne uităm la realitatea de astăzi din viața noastră, când am falimentat și am ajuns de nu ne mai rugăm, nu mai citim Biblia, de când ne sculăm până când ne culcăm, nu facem altceva decât să alergăm după bani. Și spunem, n-avem timp. Păi n-avem timp că nu ne facem, frați și surori. Credeți că Petru a avut, dacă nu și-a făcut, când l-a umplut Duhul Sfânt, a avut. Pavel a fost licențiat în teologie după ce l-a umplut Duhul Sfânt, întreaga lui viață a dedicat-o lui Dumnezeu. N-a făcut altceva decât a colindat lumea vorbind despre Iisus. Asta e o nebunie. N-a avut casă. N-a avut mijloc de transport, n-a avut proprietăți, n-a avut o bucată de pământ, n-a mai avut nimic. Tot ce a avut a vândut și a adus banii la apostoli. N-a mai avut nimic. Păi asta e o nebunie. Cum poate ajunge un om aici? Aceasta este consacrarea, frați și surori. Consacrarea lui Petru și a celorlalți apostoli capătă dimensiuni supranaturale, neomenești. Își vând proprietățile. Pierd cu desăvârșire pasiunea pentru lucruri materiale. Trăiesc doar implicându-se pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Dacă ești robit de lucruri materiale, dacă ai, dar ai vrea să mai ai, dacă îți iubești proprietățile și ești în stare să scoți cuțitul cuvântului, să te cerți cu toți pentru ce este al tău, atunci ascultă-mă, ai o mare problemă.
Însă soluția pentru această mare problemă este umplerea cu Duhul Sfânt. Și oamenii aceștia au fost așa, când Duhul Sfânt i-a umplut, au căpătat o pasiune, o consacrare, o dăruire ieșită din comun, supranaturală. Este ușor să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt atunci când nu înseamnă nimic, atunci când nu schimbă nimic, atunci când nu face nicio diferență. Suntem la fel și înainte și după. Păi atunci care mai e valoarea lui dacă ne lasă la fel cum ne-a găsit? Care mai e valoarea spălării dacă după ce mi-au hainele de la curățătorie sunt la fel de murdare ca atunci când le-am dus? Mai are vreo valoare spălătoria? Mai are vreun rost să-mi duc hainele la curățat? Nu! Le duc pentru că le iau curate! Se întâmplă o diferență în ele! Și pentru că eu vreau să se întâmple diferența, le duc acolo! Închinarea este cea de-a cincea expresie, manifestare exterioară a botezului cu Duhul Sfânt. Slujire, sfințenie, înzestrare, consacrare, închinare. Închinarea lui Petru și a celorlalți apostoli devine profundă, reală și permanentă. Formalismul, rigiditatea, religiozitatea lor dispar și devin niște închinători pasionați pentru Dumnezeu. Primul lucru cu care se închină fiind chiar viața lor pusă în serviciul Domnului. Frați și surori, astăzi este la modă să nu ne închinăm, că nu ne place cine conduce cântarea, nu ne place păstorul, nu ne place biserica, nu ne place cântarea că e nu știu cum, nu ne place chitara, nu ne place orga, nu ne place pianul, nu ne place cel care stă lângă noi. Din anumite motive noi ne închinăm și ni se pare că suntem sfinți foc. Doamne, ai milă de noi! Un închinător adevărat, când prinde prilejul, cântă cu o pasiune egală cu nebunia, pentru că îi cântă prea iubitului sufletului lui. Păi dacă este să fac diferența între soția mea și între o oarecare altă femeie din lumea aceasta, are rost să fac diferența? N-are. Cu femeia aceasta împart banii pe care îi câștig, cu femeia aceasta îmi împart timpul, cu femeia aceasta îmi împart o viață întreagă. Tot ce am, frumos sau urât, îl împart cu ea. Pentru că ea are semnificație emoțională pentru mine. E iubita sufletului meu. Așa este pentru fiecare dintre dumneavoastră în ceea ce privește partenerul. Dar când vorbim despre Iisus, cu cine să-L comparăm? Cu moftul meu pentru cântări? Cu faptul că sunt obosit sau plictisit? Frați și surori, acestea sunt probleme pe care le avem și de care trebuie să ne pocăim și să ne vindecăm. Când se cântă în adunare, eu n-am voce, să nu mă pune să cânt singur, că, Doamne iartă-mă, n-am voce, nu cânt bine singur. Aș cânta, dar nu iese. Totul se oprește aici. Dar când se cântă cu tot poporul și nu mă aude nimeni, păi să vedeți ce cânt aici. Dar dacă ați tăcea dumneavoastră, eu imediat mă opresc, că mă fac de rușine. N-am voce, nu merge cu cântatul. Dar când nu mă aude nimeni, cânt și eu, că e în inima aici iubire pentru Dumnezeu. Indiferent că o să cânt o cântare mai veche, nici de cum, niciodată, nici nu-mi pasă dacă e veche sau nouă cântarea, că eu nu-i cânt unui Iisus nou sau vechi. Eu-i cânt lui Iisus cântarea care spune, te iubesc, îți mulțumesc, m-ai ales, te-am ales, sunt al tău, o să te întorci și te aștept. Toate cântările au subiectele acestea, că-s noi, că-s vechi. Astea sunt lucruri slabe și omenești, frați și surori. Un om plin de Duhul Sfânt cântă și se închină lui Dumnezeu. Se închină înăuntru și închinarea capătă și dimensiuni în afară. Ajunge David la un moment dat să danseze. De fapt, nu este dansul pe care îl cunoaștem. Noi când spunem cuvântul dans, ne referim la obiceiul de a juca firește, aproape beat, în lumea noastră, în cultura noastră. David n-a făcut așa. El numai s-a manifestat fizic datorită bucuriei și entuziasmului supranatural care s-a manifestat ca o prezență a lui Dumnezeu în viața lui. Biblia e plină. Bateți din palme în cinstea Domnului. Sunați din instrumente în cinstea Domnului. Noi spunem, bă, stop! Liniște! E adevărat că și liniștea îl onorează pe Dumnezeu. Și prin liniște ne închinăm. Însă ne închinăm și cântând.
Închinarea este o manifestare a botezului cu Duhul Sfânt. Înzestrarea este o altă manifestare. Aduceți-vă aminte că atunci când Petru, Pavel, toți apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt, au început să manifeste daruri, iar oamenii care îi văd întreabă, mă, ăștia nu-s galileeni? Ba da, păi atunci acum, dacă-s galileeni, oameni simpli, fără educație, nu-s cărturari, nu-s farisei, de unde au oamenii ăștia puterile astea? Și oamenii se uitau și nu mai știau ce să creadă. Era Duhul Sfânt acolo, nu erau ei. Ei erau doar instrumentele umane prin care se manifesta puterea. Frați și surori, lecțiile pe care le pregătesc predicatorii sunt lungi și ei întotdeauna se plâng că n-au timp. Ba da, au tot timpul, numai că timpul se expiră. Vreau în această seară să vă spun că timpul pe care l-am petrecut până acum este destul. Iar dacă până într-un timp de 2 ore și un sfert nu ne pocăim, nu ne pocăim nici dacă stăm toată noaptea. Vă cer acum fiecăruia dintre dumneavoastră să realizați că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni mântuiți, pentru că v-ați pocăit, v-ați născut din nou și Hristos a declarat sfințire în numele Lui, prin sângele și jertfa Lui. Însă vă întreb în această seară, sunteți plini de Duhul Sfânt? Nu este întrebarea mea, ea lui Dumnezeu pentru noi toți și pentru mine, în primul rând pentru mine. Sunteți plini de Duhul Sfânt? Atunci unde vă duceți? Ce o să faceți goi de Duhul Sfânt? Cum o să reușiți să slujiți? Cum o să reușiți să rămâneți credincioși? Cum o să aveți dragoste pentru oameni? Cum o să aveți sacrificiu și consacrare? Aud mulți oameni care spune, frate, m-am săturat. Păi te-ai săturat, frate, că ești om și ești limitat. Dacă era Duhul Sfânt în tine, nu te mai săturai. Că Pavel nu s-a săturat niciodată și nici Petru nu s-a săturat. Și nici apostolii nu s-au săturat. Ăștia au murit nesăturați. Ăștia au murit alergând pentru Hristos. De ce? Duhul Sfânt e nelimitat, nu se satură, nu obosește, nu se plictisește. Nu spune, m-am săturat, mi-ajunge. Atâta timp cât o să se zbată inima asta în pieptul meu, ar trebui să ard pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele spiritual al oamenilor, încercând să fac cu darurile pe care Dumnezeu prin mila sa mi le-a dat, să fac un bine acestor oameni. Aș vrea în această seară să ne rugăm Domnului în încheiere, scumpii mei, și să realizăm că avem o nevoie disperată în timpurile pe care le trăim, de păstori plini de Duhul Sfânt, de comitete plini de Duhul Sfânt, de dirijori plini de Duhul Sfânt, de formații plini de Duhul Sfânt, de soliști, ușieri, învățători la școala duminicală, sunetiști, bărbați, femei, plini de Duhul Sfânt. Avem nevoie să se întâmple între noi din nou vindecări, din nou minunile lui Dumnezeu. Să se vorbească din nou din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, și să ți se spună ce ai făcut azi noapte și nu știe nimeni, și să tremuri. Lucrul acesta n-a fost doar atunci. Astăzi nu mai au oamenii nevoie să fie vindecați? Că am inventat noi tetraciclina? Ba da, e nevoie și astăzi de vindecare. E nevoie și astăzi de minuni. E nevoie și astăzi de profeție. E nevoie. De ce să nu fie omul prin care se manifestă asta? Haideți să stăm înaintea Domnului conștienți că Dumnezeu ne iubește, că El este pregătit să ne dea ca un tată bun dacă noi îi cerem și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Ai făcut o lucrare minunată în interiorul meu. Sunt acum fiul tău. Am poziția de convertit, de mântuit în împărăția ta. Dar te rog, Doamne, nu mă lăsa să mă opresc aici, că mântuirea nu-i scop în sine. Mântuirea e mijlocul de a intra în împărăția lui Dumnezeu și de a deveni folositor. A pregăti copilul prin școală să devină inginer nu e un scop în sine. Nu se oprește când a terminat școala. Și după ce a terminat școala, de-abia începe să profeseze ce a învățat. Sunt un om mântuit, Doamne, dar acum vreau să mă umpli de putere de Duhul Sfânt și să manifest prin mine un dar, fie de prorocie, fie de vindecare, fie de vorbire despre înțelepciune sau despre cunoștință, fie de dărnicie sau de cârmuire, sau fie de altceva, de vorbire în limbi de tălmăcire. Doamne, folosește-mă ca un mădular în trupul Tău, așa cum se vorbea de dimineață. Înzestrările naturale pe care le ai sunt insuficiente. E nevoie de ceva mai mult. Oamenii aceștia, o lume întreagă, are nevoie de mai mult decât poate oferi omul, indiferent cum îl cheamă. Haideți să stăm înaintea Domnului și acum când apune soarele istoriei umanității, să devenim instrumente ascuțite și abile în mâna unui Dumnezeu care desăvârșește planul mântuirii pe planeta Pământ și se va întoarce să spună, rob bun și credincioși, veniți. Ați fost credincioși? Veniți. Ne pregătim acum sufletul să ne rugăm și să cerem, să-L implorăm pe Dumnezeu să ne umple,
să pună în noi daruri și să ne folosească. Frați și surori, vă invit să ne rugăm împreună Domnului. Ne ridicăm în picioare și ne luăm timp ca să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitor.